Soldatele s-au sunit și au izgonit, au iscodit țara. De la pustia Țin până la Rehob, pe drumul care duce la Hama. S-au suit de la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Țoan din Egipt. Au ajuns până la Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și l-au adus câte 2 cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și smochine. Locul acela l-au numit Valea Eșcol, din pricina strugurilor pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Eu sunt Shamua, am fost. Țara e frumoasă, e bogată. Sunt oameni mulți, dar mă tem că nu vom putea cuceri. Cu adevărat, e o țară care e plină, care curge cu lapte și miere. Dar e mai bine înapoi în Egipt. Sigur, țara e mănoasă. Uitați-vă la roadele acestea. Dar pentru aceste roade, toți vom pieri. E adevărat ce zic frații noștri. Țara e frumoasă, dar eu vă zic, noi niciodată nu o să locuim în ea. Eu am văzut cetăți tari și mari. Nu putem să ne coborâm împotriva acestui popor. Sunt mai tari ca noi. Am fost la miază zi. Amalociții locuiesc acolo, iebusiții și amoriții locuiesc la munte. Sunt bine organizați, eu dau înapoi. Eu am fost de-a lungul Iordanului, cu adevărat. Țara e întinsă și bogată. Am mers până la mare, acolo unde locuiesc cananiții și etiții, poporul zbonic. Eu mă îndoiesc, fraților, eu nu știu ce ne așteaptă. Am văzut pământul, e gras, plin de roadă. Are și copaci, pom fructifer, bineînțeles. Dar mi-e frică să nu ajungem sclavi din nou. Țara pe care am iscodit-o e o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți cei care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Stați. Stați puțin, fraților. Moise, știu că tu ne-ai trimis. Țara, într-adevăr, e bună, frumoasă, bogată. Dar m-am uitat mai atent și m-am uitat la oameni. Oamenii ăștia sunt oameni înalți, uriași. Voi mă auziți? Sunt oameni uriași. Oamenii sunt fiii lui Anac, din seminția uriașilor. Ăștia ne mănâncă. Ăștia sunt ca niște lăcuste înaintea lor. Ăștia o să ne zdrobească. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este mai bine oare să ne întoarcem în Egipt? Haideți să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Potoliți-vă!
Potoliți-vă! Stați puțin, fraților! Potoliți-vă! Ne-am ajuns până în Valea Eșcol și am tăiat o ramură de viță cu un strugure. Adevărat e, țara e bogată. Haideți să ne suim, să ne grăbim, să punem mâna pe ea, căci o vom birui. Dumnezeu ne ajută! Ia priviți, fraților! Ce strugure minunat! Țara pe care am străbătut-o noi, să o ispodim, este o țară foarte frumoasă. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce și ne va da țara aceasta. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Ei n-au niciun sprijin. Noi suntem